Salut, camarazi! Hai că vremea e frumoasă, m-am făcut ceva mai bine, tușesc mai rar, mi-am luat și o sticluță de sirop de tuse, sper să fie bine în 2-3 zile, de mâine iar mă duc la muncă la miere, soarele mă alintă pe figură, vă vorbesc contra soarelui, zeul meu suprem, Sol Invictus, soarele învingătorii. O să vă fac un mic clip așa la repezeală despre o legendă a lumii interlope românești. Deci o să vă vorbesc așa într-o mică frescă despre Coco Angel, nașul lumii interlope din București. O legendă, Angel și lumea și-l amintea trebăluind pentru pe lângă garajul lui din strada Pridvorului în București, pe lângă mașina lui tot timpul găsea ceva de făcut acolo. Coco, dacă te uitai la el, părea un uriaș pe lângă ceilalți, pe lângă un uriaș pe lângă lilipuți. Coco era porecla lui. Avea un fiu tot așa înalt, robust ca el, care și el era porăcrit tot Coco. Coco era un adevărat zeu pentru copiii din cartierul său, dar nu-i băga niciodată în seamă. A fost o legendă și un mit al Bucureștiului, au circulat multe povești despre el, era foarte respectat de toată lumea, și de cei care nu-l înghițeau, și de cei care îl înghițeau, și de cei care îi bătuseră. Înalt, atletic, masiv, cu ochelie, cu brațe uriașe, se povestea că ar fi bătut secții întregi de poliție, de fapt miliție. Răsturnase cu mâinile goale mașina ale miliției. Se zice că s-ar fi bătut cu zeci de oameni în același timp. Acum, bine că și oamenii mai exagerează un pic, dar mă rog, probabil că era ceva adevărat. Se zice că s-a bătut odată cu 7 oameni care îl atacase în parcarea din fața blocului unde locuia. La inițial a fost luptător de... l-a făcut lupte libere împreună cu alți luptători, boxeri și oameni de ăștia așa mai puși pe acțiune. A pus bazele grupului sportivilor, care mai târziu a devenit clanul sportivilor. Urmașii lui, după cum știți, au renominat așa și acum sunt, se știu ca virgulă clanul sportivilor. Când pe vremea comunismului, știi, bunii care sunt voi cei tineri, nu mai știți, dar cei mai de vârsta mea, mai de 60 de ani, se știu că pe la 8 sau pe la 9 se închedeau barurile, cârciumile, erau orde, știi? Și când barurile și cârciumile se închideau, Coco intra pe ușile din dos cu navete pline de băutură, știi ce se bea acolo, și petrecerea mergea întoi pe ușile din spate, știți? Adică din față înăuntru-i vopsi gardul și afară e leopardul, sau invers. Înțelegeți? Mai tușesc, mi-a trecut răceala. Era unul din puținii oameni din București care și la miezul nopții îți făcea rost, dacă aveai nevoie de o chestie, ți-o făcea rost. Avea foarte multe relații, avea foarte mulți oameni care erau datori cu una sau cu alta. Se zice că a fost neînvins în lupte de stradă și de cartier. A murit la 60 de ani, doar boala l-a învins. Și a avut în parte de o mormântare fantastică cu 1000 de persoane care l-au condus la mormântare cu grupul sportivilor, clanul sportivilor, până în 2006, ca să zic așa, elevii lui Radu Roșca și Nica, Robert Nica, nu mai avuseseră dosare penale. Roșca fusese membru al clanului Cămătarilor, iar Nica lucrease pentru Nicu Gheară,
Angel pe vremea avea 52 de ani când s-a făcut primul dosar. Știți și voi că clanul sportivilor operează în Bercenii, bătăi, șantaji, negustori care sunt puși și așa li se pune cuțitul la gât, cum se zice, dar în același timp, cum e la noi în România de pe vremea comunismului, toată lumea interlopă e cuplată cu miliția. Pe vremea Ceaușescu erau cuplați, toți interlopi erau cuplați cu milițienii, iar acum sunt cuplați cu, cu polițiștii sau cu cei din direcția Ministerului de Interne, cu chestorii, știi? Dar, în general, orice clan are cel puțin un chestor care îi acoperă sau le dă informații, știți? Contracos, bineînțeles. Se spune că gruparea sportivilor aveau legături cu polițiștii de la secția 14, 15 și 16 din București. În dosarele astea făcute între 1998 și 2005 au fost de fapt 28 de dosare finalizate de DICOT. Toate s-au încheiat cu începerea urmăririi penale. Dar curios, niciun polițist n-a fost implicat, niciun polițist n-a apărut în banca acuzării, știți? Deci asta spune totul. Coco Angel a fost înmormântat, cum v-am zis, cu mare fast în cimitirul din comuna Berceni. V-am zis, a fost condus la groapă de peste 1000 de persoane. Normal că despre morți se vorbește numai de bine, toată lumea l-a lăudat și a avut numai cuvinte de laudă despre el. A fost, să zic așa, un unicat în România. Ce să zic eu, zic și eu ca Hristos, nu-l condamn nici eu, Dumnezeu o să-l condamne dacă a greșit cu ceva. A fost un om cu bune și rele, cum suntem toți. A lăsat o amintire vie în lumea interlopă și acum oamenii îl mai venerează. Deci, camara, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem împreună precum catarii mai departe. Pa, camarazi!